Așadar, vă propun să trecem la primele luni de viață, pentru că dacă există un loc în care bebelușii se simt mai în largul lor în afară de brațele mamei, acel loc este în apă. Eu cel puțin la asta mă gândesc de fiecare dată când îi văd pe nepoții mei care nu se mai dau duș din cădiță atunci când fac baie. O, Doamne, deci nici nu pot să vă descriu bucuria pe care o am de fiecare dată când merg și eu la bazin ca omul. Mă mândresc cu o viteză rezonabilă la not și sunt depășit, lăsat într-un mare siaj, da, ca o, după o barcă cu motor, de câte un puș de 4 ori mai mic ca mine, care dă din picior ușe, cu o plută în față, știți cum se învață, așa înveți să înnoți, ai plută în față și dai din picior ușe și viu, el face 2 ture cât fac eu o tură și o not repede. Te cred, Valentin, mai ales la bazin, este molipsitoare, pur și simplu fericirea lor și cel mai important, este și foarte sănătos pentru ei. Iulia Dumitrașcu a mers desigur la o piscină pentru copii ca să afle toate beneficiile acestui sport. Mergem la margine, ne găsim poziția confortabilă, da? Și pedalăm. Filip, hai cu mine, hai cu mine. Și stropim tare, cum stropești? Stropește tare. Dăm tare din piciorul și și... La prima vedere sunt exerciții banale, de fapt sunt departe de asta. E sportul care îi ajută pe cei mici să facă primii pași către lumea mare. Pe Filip, mama lui l-a dus la bazin de la doar 2 luni. Am continuat pe toată perioada sarcinii, iar când s-a născut cea mică, am așteptat să facă 2 luni și am integrat-o și pe ea în echipă. Am văzut diferențe la motricitate față de copiii de vârsta lui. Îmi place că nu le este frică de apă, putem merge la mare, putem merge la strand. Când putem aduce copilul la bazin? Mai exact, la ce vârstă și care sunt cele mai importante lucruri de care trebuie să ținem cont? Îl putem aduce la not chiar și iarna? Ei bine, la aceste întrebări ne va răspunde astăzi Ioana Vârtosu, care este medic pediatru. Ioana, spune-ne mai multe, când este bine să aducem copilul la bazin? Iarna, vara, la ce vârstă? Da, nu există un sezon indicat din punctul nostru de vedere. Pe tot parcursul anului este indicat părinții să-și aducă copilașii la bazin, mai ales că fiecare bazin are o temperatură constantă în cadrul acelei clădiri, deci nu există niciun fel de pericol pentru copil să răcească. Recomandarea noastră este să vină cu copilașii de când au vârsta de 2 luni. Ei vor începe să pășească mult mai repede, să-și coordoneze mișcările mult mai repede și vom avea mici campioni ai mersului sub vârsta de 1 an. Da, în notul este singurul sport care stimulează musculatura întregului organism. Pe lângă asta, întărește sistemul imunitar. Englezii au o vorbă, un măr pe zi ține doctorul departe. Același lucru îl fac și 2 zile pe săptămână la bazin. Va avea o imunitate net superioară celorlalte copii și avem copii care venind la programul de aquabebe și după aceea au continuat cu program de creșă, de grădiniță, nu au avut niciun fel de răceală în primul an de viață. Este o modalitate prin care copilul meu se poate dezvolta armonios. Mă refer din punct de vedere muscular, din punct de vedere osos. Ei face o deosebită plăcere, deci este un timp de calitate petrecut împreună. Ea este un copil foarte activ, are nevoie de multe activități. Și din punctul nostru de vedere, dacă după bazin doarme liniștită 3-4 ore, eu zic că îi place și îi face bine. Cursurile de not îi ajută pe copii să-și îmbunătățească abilitățile cognitive, capacitatea de concentrare și chiar stima de sine. Pe scurt, sfatul medicului este clar. Mergeți cu copiii la bazin. Unii ascultă, alții nu. Din tot felul de motive. Ba că fac o tită, ba că apa de la bazin conține clor și le face rău. Nimic mai fals, spun specialiștii. Apa nu dăunează urechiușilor vis-a-vis de acele mituri că fac o tită de la apă, ci din potrivă se drenează mult mai bine dopul de ceară, iar pentru sănătatea și igiena urechilor chiar este recomandat să ajungă copilașii cu urechile în apă și atunci nu e niciun fel de problemă să-i învățăm, de exemplu, la 2-3 luni să facă pluta. Și de ce nu? Chiar să-i învățăm să facă mici scufundări. Ne-am obișnuit să ne creștem copiii într-o bulă de cristal. Și asta nu face decât să le dăuneze lor pe mai târziu. Apa conține clor, dar și apa în care îi fac băiți acasă conține clor. Așa că după bazin ne spălăm bine cu produse care curăță inclusiv clorul și n-am avut absolut nicio problemă. Nici nu s-am îmbolnăvit mai des, nici nu am luat diverse exeme. Toate bazinele au o concentrație a clorului clar stabilită de anumite norme, astfel încât să nu dăuneze pielii copiilor și nici aerului pe care el inspiră. Singura contraindicație este în cazul copiilor care au dermatită atopică, o afecțiune a pielii care în contact cu apa se poate agrava. Dar în acest caz, chiar și spălatul acasă e problematic.